Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Aș vrea să încep să citesc un verset care pronunță sau vorbește, folosește un cuvânt destul de deosebit. Nu știu dacă cuvântul ăsta mai este folosit în, în scriptură așa mult. Nu prea cred. De fapt, o să încerc să verific. De fapt, e folosit doar în Noul Testament, e folosit doar în trei locuri. Și chiar o să citim aceste trei locuri. Ok. Aș vrea să citesc aceste trei locuri și aș vrea să vedem un aspect a lucrarea Duhului, pentru că lucrarea Duhului este cum să zic, o lucrare cu mai multe direcții, ca să zic așa. De exemplu, înainte ca un om să se întoarcă la Dumnezeu, lucrarea Duhului este să-l convingă de starea lui de păcat. Când, de exemplu, e deja întors la Dumnezeu, este să creeze în el chipul lui Hristos. Și așa mai departe. Deci, este o lucrare diversă și trebuie să înțelegem această lucrare în diversitatea ei. În 2 Corinteni 1:22 și apoi să ne întoarcem la ce am început să vorbim despre Evanghelia prosperități, Evanghelia numai în cazul, dar o să ne întoarcem, dar e important să vedem acest aspect. Deci, în 2 Corinteni 1:22 citim așa. El n-a și pecetluit și n-a pus în inimă arvuna Duhului. Arvuna Duhului. În franceză, arvuna e la plural aici. Da. Arvuna Duhului. Ok. Mai avem în 2 Corinteni la 5, versetul 5. Și cel ce n-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care n-a dat arvuna Duhului. Okay. Și mai avem în Efeseni 1:14, care spune, ai 13, și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluit cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moșterii noastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei lui. Ok. Arvună. Deci, Duhul este o arvună. Dar ce înseamnă arvună? În franceză zice le ar de l'esprit, în greacă zice abon, care reprezintă garanția, un fel de garanție într-o tranzacție. Cum, de exemplu, uneori există tranzacții unde depui un avans care este o garanție că
vei plăti și mai departe. Restul, să zic, tranzacție, cum ar veni. Deci, arvun înseamnă garantie. Deci, un aspect al lucrarea Duhului este ce? Garantie. Chiar textul acesta zice, și după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut și ați fost pecetluit cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este arvuna moștenirii noastre. Adică, din moment ce am primit Duhul, prin asta Dumnezeu ne dă o garanție că moștenirea voastră veți avea. Bun. Care este ideea în spatele de garanție? Este de a asigura, este de a produce dovezi pentru a asigura una din părțile tranzacției că lucrurile vor fi bine. Este un fel și de a câștiga încredere. De a produce dovezi. O să aveți unde mă duc cu asta. În Geneză avem această imagine. Nu de mult am citit-o când vorbeam, cred că, de scriptura, carte scrisă din afară și pe dinăuntru. Avem această imagine când slujitorul lui Avram se duce pentru a cauta o mireasă pentru fiul, pentru fiul lui Avram, adică Isaac. Și când el merge acolo, hai să vedem ce se întâmplă acolo. Avem această imagine frumoasă. Isaac, unde ești? Așa, gata, am găsit. Geneza 24. Deci, în Geneza 24, când slujitorul lui Avram află că cum se spune, că fata aceasta va fi, să zic, poate fi mirasa fiul stăpânului său, face un lucru. La Geneza 24, versetul 21. Omul o priva cu mirare și fără să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul a făcut să izbuțească sau nu călătoria. Când s-a saturat camile de băut, omul a luat o verigă de aur, de greutatea unei jumătate de siclu și două brățări grele, de 10 sicli de aur. Și a zis, acu ești fată, spune-mi, te rog, este loc pentru noi în casă tatălui tău ca să rămânem peste noapte? I-a răspuns, eu sunt fata lui Betuel, fiul Mical și a lui Nahor. Și a mai zis, avem paie și nu treți din belșug și este loc de găzduit peste noapte. Atunci omul a plecat capul și a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, zicând, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, stăpânul meu Avram, care n-a părăsit îndurarea și credincioșirea lui față de stăpânul meu. Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Fata alergat și a istorisit mame sale acasă cele întâmplate. Rebecca avea un frate numit Laban și Laban a alergat afară la omul acela la izvor. Bun. îmi place scriptura. Laban, care totuși era un om de afaceri, mai târziu la el o să vină să lucreze Iacov, deci era un om de afaceri. Ce face că acest om de afaceri
să alerge, totuși avea o poziție acolo, dar să alerge până la izvor, să vadă străinul. Arvuna. Un lucru numit arvuna. Biblia zice așa, văzuse veriga și brațarile în mâinile suorii sale și auzise pe sora sa Rebecca spunând, așa mi-a vorbit omul acela. Noi știm de la Ban, că era un om care îi plăcea foarte mult să facă profit. Știm cum s-a comportat cu Iacov. Dar a alergat de ce? Când a văzut brațarele de aur curat, valoare, zis, nu, omul care ți-a dat asta nu este sărac. Nu-l lăsăm afară, hai să-l invităm aici. Laban a alergat. Pentru că a văzut arvuna. Arvuna este un lucru care trebuie să se vadă. Imediat o să înțelegi de ce spun asta, sau mâine. Arvuna este un lucru care trebuie să se vadă. Și nu numai atât. După ce vor discuta și așa mai departe și totul totul este bine planuit. La versetul așa. Versetul 51. Iată, Rebecca este înaintea ta. Ia-o și du-te ca să fie nevastă fiul stăpânului tău, cum a spus Domnul. Când a auzit robul lui Avram cuvintele lor, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și robul a scos scule de argint, scule de aur și îmbrăcăminte pe care l-a dat Rebecca-i. A dat de asemenea dar bogate fratelui său și mame sale. Dar mai întâi când a scos darurile de aur, cui i-a dat? Rebecca-i. Din nou, asta erau arvune. Sora voastră, fata voastră, nu se duce într-un loc o să moară de foame. Vedeți ce aur am, vedeți ce bogatie am, vedeți cât de bogat este stăpânul meu. Mi-a trimis ca să vedeți că nu trimiteți fata voastră într-un loc unde o să moară de foame. Arvuna trebuie să fie văzută. Nu a vorbit, slujitorul ăsta nu a zis, să știți, stăpânul meu e bogat. Nu. Chiar dacă a spus asta, înainte să spun asta, ce a făcut să alerge la bani, că a văzut. Ce a văzut? Arvuna, garantie. Și este o imagine frumoasă. Tata trimite un slujitor care se duce, găsește mireasa, o împodobește și o aduce la mirele. Și întâlnirea lor nu se face nici la Laban, nici în casa unde stătea Isaac, ei se întâlnesc la mijlocul drumului. Exact cum mireasa lui Hristos se va întâlni în văzduc, adică nici pe pământ, nici în al treilea cer, dar undeva în văzduc, la mijlocul drumului. Mireasa lui Hristos se împodobită cu ce? Cu carismele Duhului. O să ajungem și acolo. Dar hai să-ți mai dau un exemplu. Arvuna trebuie să se vadă. Există povestea aceasta extraordinară când Iosif ajunge sus în Israel, nu în Israel, în Egipt, ajunge să fie aproape primul ministru în Egipt și la un moment dat se descoperă fraților săi și când se face cunoscut fiilor săi, fraților săi, pardon, la un moment dat le spune, ia mai venit să ia mâncare, s-au dus, a mai venit, și toate povestea și cu Benjamin și așa, nu intru în detaliu acolo. Dar ceea ce vreau să-ți arăt este că când Iosif la un moment dat zice la frații, se zice, știți că o să mai fie foamete. Tata nu mai trăiește, ok, luați pe tata, luați familie voastre tot, parasit tot ce este acolo și veniți aici în Egipt, pentru că o să mai fie foamete.
Dar aici o să am grijă de voi. Și la un moment dat chiar Seigneur. Le spune așa. Asta vreau să verific. Da, asta este Faraon care zice. Faraon a zis lui Iosif, pune fraților tăi, iată ce să faceți. Încarcați-vă dobitoacele și plecați în țara Canaanului, luați pe tatăl vostru și familiile voastre și veniți la mine. Eu vă voi da ce este mai bun în țara Egiptului și veți mânca grasimea țării. Ai poruncă să le spui așa să faceți. Luați-vă din țara Egiptului care pentru luați-vă din țara Egiptului care pentru prunții voștri și pentru nevestele voastre aduceți pe tatăl vostru și veniți. Să nu vă pară rău de tot ce veți lăsa, căci tot ce este mai bun în țara Egiptului va fi pentru voi. Bine, astea sunt frați. Ei se întorc apoi la tata lor și zic așa. Fiul lui Israel, versetul 22, asta e Geneza 45. Fiul lui Israel a făcut așa, Iosif l-a dat care, după porunca lui, Faraon, l-a dat și merinde pe drum. De când Faraon, adică împăratul, a lansat invitație, a zis lui Iosif, Iosif, dale niște care, da, ale mele, care împărățești, dale. Și știi de ce împăratul face asta? Ia să vedem mai departe ce se întâmplă. L-a dat la toți haine de schimb, iar lui Benjamin i-a dat 300 de sicli de argint și 5 haine de schimb. Tatăl lui său i-a trimis 10 încărcări cu ce este mai bun în Egipt și 10 magarițe încărcate cu grâu, pâine și merinde pentru ca să aibă pe drum. Apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și l-a zis să nu vă certați pe drum. Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului. La tata lor Iacov și au spus, Iosif tot mai trăiește și chiar el cărmuiește toată țara Egiptului, dar inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu îi credea. Nu i-a crezut. Era prea frumos. Era prea extraordinar. La fel cum astăzi nu vrem să credem unele cuvinte care le-a zis Domnul nostru și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Pentru că e prea frumos, este prea extraordinar. Nu reușim să credem. Inima lui era rece. Dar știi ce a schimbat inima lui Iacov? Arpuna. Garanția. Uite ce zice textul mai departe. Când i-au risit, i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și, aici foarte atent, și a văzut carele pe care le trimise Iosif ca să-l ducă, Duhul tatălor Iacov s-a înviorat. Și Israel a zis, destul fiul meu Iosif mai, tot mai trește, vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Și ce l-a convins? Când a văzut carele pe care le-a trimis Iosif. Care de fapt Faraon i-a zis, trimite carele. Deci erau niște carele împărătești. Și toate daurile care i-a dat. Era o arvună. Deci când fii au venit și au vorbit toate lucrurile acestea frumoase, el n-a crezut. Dar când a văzut, arvună a crezut. Oh, merci Seigneur. Deci, și e la fel pentru noi. Dumnezeu ne trimite cu Evanghelia extraordinară, care ți este greu de crezut. De aceea, nu ne trimite doar cu Evanghelia, ne trimite și cu o arvună care confirmă ceea ce spune. Asta este lucrarea Duhului despre care nu prea se vorbește. Și ți-am zis, arvuna trebuie să fie văzut. E ceva care omul la care este trimis această garanție, el trebuie să vadă. Nu este un lucru care doar îi povestește.
De aceea Scriptura spune, oh, zilele astea, nu știu de ce nu reușesc să mă opresc la 15 minute. De aceea Scriptura spune, îmi place cum sună în limba română. Îmi place cum sună în limba română. Zice așa. Versetul 1 Corinteni 12, versetul 7. Și fiecare îi se dă, ce îi se dă? Arătarea. Ți-am zis, arvuna trebuie văzut. Fiecare îi se dă arătarea Duhului. Toate aceste carisme sau daruri, dar eu prefer să le numesc, carisme, din toate din Corinteni 12, sunt niște arătări, adică sunt lucruri. Când se întâmplă, le vezi cu ochii tăi. De exemplu, una din arătări, de exemplu, este vorbirea în limbă. Care este argumentul lui Petru când se întoarce din casa lui Corneliu și fratele lui zic, ai intrat la neteat împrejur? Și el zice, puteam eu să nu, să refuz apa botezului. La cei care au primit Duhul ca și noi. Dar cum a știut că au primit Duhul ca și ei? Arătarea Duhului. Hai să mergem în Faptele Apostolilor. Și apoi închei. O arvuna se vede, nu e o chestie care povestește. Și toate darurile care sunt în Corinteni 12, când se manifestă, vezi. Adică vezi ceva care se întâmplă. Nu e o chestie care se întâmplă în inimă sau în minte. Sau. E ceva care vezi. Faptele Apostolilor 10. Da? Sau? Da, 10. Și Biblia zice așa. Căci toți credincioși, versetul 45, 10-45, căci toți credincioși tăiați împrejur care veniseră cu Petru, au rămas uimit când ce? Au rămas uimit când ce? Biblia zice așa, când au văzut, mă duc, iau timp, am depășit chiar 15 minute, dar iau timp, vreau să-ți arăt din Scriptură, arvuna se vede. Au văzut. Ce au văzut? Biblia zice așa. Au văzut că darul Duhului Sfânt s-a versat și peste neamul. Dar cum au văzut asta? Nu a fost o vedenie. Nu. Cum au văzut asta? Căci îi auzau vorbind în limbi, marind pe Dumnezeu atunci pe trei zile. Se poate opri apa ca să nu fie botezat aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit. Să fie botezat în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat? Au văzut. Nu ca și Ioan care zice în vedenie, am văzut cerul deschis și Duhul care a coborât peste Domnul Iisus și mărturisesc că El este Mielul lui Dumnezeu. Nu, nu era o vedenie. Ei ce au văzut este manifestarea Duhului când a venit și a umplut cei din casa Corneliu. Au văzut. Arvuna se vede. Arvuna se vede. Arvuna se vede. Pentru că asta face parte din rolul ei de a demonstra, de a da o garanție. Și în casa lui Corneliu știu că e ceva foarte special în sensul că Evanghelia intră la neamul și Dumnezeu o ia înainte. Ei sunt botezat, primesc darul Duhul Sfânt înainte chiar ca Petru să-și termine predica. Și când Dumnezeu ia înainte așa, îi arată lui Petru, i-am acceptat și ei. Știu asta. Dar vreau să-ți arăt. Au văzut. Carismele Duhului se văd. Pentru că o arvună trebuie să se vadă. Și atunci,
ce crezi? Acest rol de arvun, acest rol de garanție, ce crezi? Că nu mai e valabil astăzi? Crezi că oamenii astăzi n-au nevoie să știe, să știe că Iisus Hristos este viu? Crezi că astăzi cuvintele noastre, Evanghelia care o proclamăm despre împăratul nostru, crezi că n-are nevoie să fie însoțite de arvun, să se vadă niște arvune care confirmă ceea ce predicăm? Îți las cu această întrebare. Dumnezeu, să te binecuvinteze.